Potrivit viceprimarului Comunei Orlești, Gheorghe Popescu, peste 600 de gospodării sunt racordate la rețeaua de apă și canalizare în întreaga comună. Avem un număr de circa 660 de gospodării racordate la sistemul de apă și canalizare, ceea ce reprezintă un procent cam de 70% din numărul de gospodării amplasate de-a lungul magistralei actuale de apă și canal. Avem la ora actuală în derulare un proiect tot pe apă potabilă și canalizare pentru satele Orlești și Scaioși. Este într-o fază destul de avansată de executare și după darea în folosință a acestor lucrări, putem să spunem că avem în totalitate acoperită toată localitatea cu rețea de apă și canalizare și normal că sistemul, gradul de nivelul de viață al populației e destul de ridicat din acest punct de vedere.